Salut, săgetători! Voi face citirea pentru săptămâna 31 iulie, 6 august. O săptămână care începe cu o piramidă de pământ între Lună, Marte și Jupiter, dar și pe 1 august avem luna plină din Vărsător. O lună plină foarte mai tensionată, cu acumularea acestor tensiuni în Jupiter din Taur. Marte are un aspect totuși benefic cu Jupiter. Soarele are un aspect de cvadratură cu Jupiter. Veți afla mai multe la horoscop. Acum să vedem această săptămână pentru voi, săgetători. O săptămână în care trebuie să evaluați destul de bine cheltuielile, astfel încât să faceți plățile pe care le aveți de făcut, dar să rămâneți cu ceva bani și de distracție. Am putea spune că ați primi ceva bani în plus față de obicei și acest lucru vă dă o stare de bine, doiul de monede. Voi, săgetătorii, voi, săgetătorii, aveți în primul rând acest aspect legat de o femeie în vârstă, cu ascendent zodie lună plină în Capricorn, o femeie care își arată, să zicem, creativitatea, fiind o femeie creativă, obține ceva venituri, nu foarte mult, de altfel nici nu aleargă pentru o avere pentru ea, dar poate să vă ajute pe voi când aveți nevoie și acest lucru îl resimțiți foarte bine, apelați la această persoană tot timpul. În schimb, fericirea pentru voi înseamnă împărăteasa. S-ar putea să fiți într-adevăr fericiți, să fie un aspect foarte benefic pentru voi. Fie că e vorba de creativitate, de un hobby, de distracție, de o iubire. Împărăteasa mica benefică, Venus, vă spune că dacă vă doriți posibilul, este ca și îndeplinit. Dacă doriți imposibilul, atunci vă puneți la dispoziția oamenilor. Deci, încurajarea că veți primi ce este posibil. Aceasta este principalul aspect pe care vi-l arată Venus, mica benefică. Ea fiind și ea o suverană, poate să vă asigure acest posibil. În ceea ce privește cunoașterea, călătoriile, studiile, aveți un rege de bâte, este vorba de un leu, un bărbat cu ascendent zodie în leu, peste 50 de ani, un bărbat matur, care își arată interesul pentru voi să vă ajute, arată că el luptă pentru dreptate, pentru adevăr, îi place să strălucească, să iasă în evidență, să fie vizibil, toată lumea să vadă posibilitățile lui, corectitudinea, dreptatea pe care o împarte. Deci, acest rege de bâte. Trebuie să fiți atenți, totuși, fiindcă acest rege de bâte întotdeauna își urmărește scopurile lui și, pe urmă, poate să mai îi ajute și pe ceilalți. Resursele, locul de muncă, cariera. În resurse, voi aveți un proiect mai vechi. Ați tot muncit, v-ați ocupat despre acest proiect al vostru, dar totuși nu ați obținut recolta pe care v-ați dorit-o. Recolta este mult mai mică, tocmai datorită greșelilor pe care le-ați făcut.
Vă dați seama de greșeli, recunoașteți acest lucru și promiteți că pe viitor veți reuși mult mai mult. La locul de muncă, treiul de spade arată o trădare. Este un moment dificil de suferință, o trădare poate care să vă aducă chiar și o cădere de vitalitate, deci o stare de nervozitate nu este un aspect prea benefic. În schimb, legat de carieră, de menirea voastră, ceva s-a încheiat. Am putea spune că este un lucru pe care l-ați dorit, ați muncit pentru acest scop pe care vi l-ați fixat, l-ați atins și de acum totul se încheie. Cam așa putem vedea. Deci s-a desfășurat ceva, a fost ceva legat de cariera voastră. De acum va trebui să vă uitați la schimbare, să așteptați o schimbare, fiindcă această moarte arată că ceva se finalizează, ceva se încheie. Legat de comunicare, contracte, relații. În comunicarea voastră cu frați, surori, verișori, vecini, aveți un început nou, o energie nouă, vitalitate, energie, începuturi noi, o relație nouă, un proiect nou care vă preocupă și am putea spune, puneți foarte multă suflet în acest proiect nou, asul de bâte, începuturi. În ceea ce privește un contract, o asociere, un proces, cu un nou de spade, sunteți atenționați de dușmanii pe care îi aveți. Dușmani capabili să vă provoace aceste dureri de cap, probleme, situații greu de depășit, stagnare. Sfatul este ascundeți-vă scopurile, fiindcă altfel nu veți putea scăpa de aceste persoane. În schimb, treiul de cupe în relațiile voastre cu prieteni, protectori, asociații profesionale, veți avea o distracție, o petrecere, participați la o petrecere unde cunoașteți lume nouă, arătați relațiile pe care voi le aveți, dar puteți să legați noi relații. Cămin, familie. Schimbare, transformare și sacrificii, secrete. Legat de familie, de cămin, de trecut, un rege de spade. Un rege de spade, ne gândim la un bărbat peste 50 de ani, mai în vârstă, care are ascendentul zodia învărsător. Este totuși un bărbat care impune principii, legalitate, responsabilitate și este o persoană severă, o persoană mentală care impune aceste lucruri și trebuie să fiți foarte atenți, să-i urmăriți principiile, respectarea legalității, astfel încât să nu intrați în contradicții cu acest personaj. Poate fi vorba de un părinte, de un frate mai mare, o relație personală, dar întotdeauna trebuie să știți că acest rege de spade preferă să se retragă și asta va face, se va retrage. După ce își arată pretențiile lui, dorințele lui, urmează perioada de retragere. Preferă singurătatea. Legat de roata norocului, schimbări, transformări, această roata norocului arată, am putea spune, faptul că vă doriți norocul, dar nu veți ști niciodată dacă acest noroc este în favoarea voastră sau nu. Această roată, dacă se rotește în favoarea voastră sau nu. Este bine să vă gândiți că puteți să vă apropiați acest noroc, adică sfatul arcanei este încercați să vă apropiați norocul, să vă doriți ce este posibil, ce este adevărat, ce este corect, ce este drept,
să fiți perseverenți, astfel încât ziua de mâine să fie o continuare a zilei de azi, să vă ascundeți scopurile și în final puteți spera să primiți cheia puterii, ceea ce voi v-ați dorit. În schimb, legat de sacrificiu, de secrete, aveți Marea Preoteasă. Marea Preoteasă reprezintă de obicei o femeie. O femeie matură care poate să aibă ascendent, zodie, lună plină în rac sau în scorpion. Este o femeie care arată faptul că are foarte multe secrete, deține secretele arcanelor majore. Este o femeie care deține cunoașterea, este stăpână în acest domeniu și oricând poate să folosească secretele pe care ea le deține, dar în același timp este și o femeie care vrea să vă afle secretele și va încerca să-și folosească intuiția, să-și folosească posibilitățile ei să afle secretele voastre. Este bine să fiți atenți, să nu vă puneți secretele la dispoziția acestei femei. Dacă ne uităm bine, deci aveți trei arcane majore, împărăteasa pe casa fericirii, moartea pe menirea voastră, ceea ce va duce un final, o încheiere în această săptămână, într-un proiect poate mai vechi, dar și speranța voastră de a fi fericiți. Și să nu uităm de Marea Preoteasă, care este ca o atenționare, să nu discutați secretele voastre cu persoane nesigure. Și roata norocului care vă arată schimbarea. Schimbarea trebuie să vă apropiați singuri. Schimbarea trebuie să vă aduceți singuri. Deci, o săptămână frumoasă, cu împliniri vă doresc și nu uitați, dacă v-a plăcut această citire, puteți să vă abonați, să dați un like și să ajutați canalul să se dezvolte și vă mulțumesc!